Hey loves și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi m-am hotărât să fac un lucru nou pe canalul meu și anume m-am gândit să vă arăt tot ceea ce mănânc într-o zi și să vă dau idei de rețete și nu știu, poate vă inspir așa într-un fel sau altul. Prin urmare, astăzi, marți 20 ceva, nu știu, da, 20 septembrie și miercuri. Da, deci astăzi, miercuri 20 septembrie, asta este ceea ce voi mânca sau ceea ce am mâncat. De fapt, în momentul de față nu am luat decât o parte din mese pentru că, nu știu, este ora 5. Și sper să vă placă și dacă vă place genul acesta de videoclip, chiar vă rog să-mi lăsați în comentarii să știu să continui cu seria asta. Mie mi se pare foarte drăguț, îmi place foarte tare să urmăresc genul ăsta de videoclipuri și sper să vă placă și vouă. Dimineața mi-o încep cu un pahar mare de apă plată, în general rece. Am auzit că este foarte sănătos să faci asta și mie chiar îmi place să beau apă dimineața, așa că nu mănânc nimic până ce nu am terminat paharul cu apă plată. Micul dejun îl încep cu o cafea cu lapte și am aceste capsule de la Dolce Gusto pe care îmi place să le folosesc în fiecare dimineață, astfel nu trebuie să mai adaug lapte și cafeaua are un gust super bun, nu este deloc amară și nu trebuie să adaug zahăr. Ca mâncare, îmi place să mănânc destul de divers dimineața, dar astăzi am ales să mănânc un wrap cu șuncă și cașcaval. Tot ceea ce aveți nevoie este o lipie din aceasta gen wrap. Eu am pus un pic de unt pe ea pentru că inițial nu am vrut să pun la sandwich maker, dar după aceea m-am răzgândit, prin urmare am pus un pic de unt. Apoi am adăugat șuncă, cașcaval și salată verde. În mod normal nu aș fi pus salata în interior dacă foloseam sandwich maker-ul, numai că mi-a venit ideea asta după aceea, prin urmare am apucat deja să pun. Am băgat wrap-ul la sandwich maker și între timp mi-am tăiat roșiile sherry. După o minut și jumătate, când a fost gata wrap-ul, l-am pus în farfurie alături de roșiile sherry și asta este micul meu dejun. La prânz am mâncat o porție de ciorbă de perișoare, este ciorba pe care am făcut-o luni, în fiecare luni gătesc ceva care mă ține în general o săptămână, iar săptămâna asta am făcut ciorbă de perișoare. La gustare îmi place să mănânc un fruct și astăzi am ales să mănânc o clementină. La cină am ales să mănânc un wrap, din nou ca cel de dimineață, doar că de data aceasta a făcut cu pui la grătar. Tot ceea ce aveți nevoie este să tăiați pieptul de pui, să îl dați cu sare și piper, apoi să îl puneți în tigaie. Eu nu am pus absolut deloc ulei, l-am lăsat să se facă ca și când ar fi la grătar, numai că nu am un grătar propriu zis să fac pieptul de pui, așa că îl fac pur și simplu în tigaie. După ce se rumenește, îl tai feliuțe-feliuțe, de fapt fâșii-fâșii, și îl lasă să se răcească un pic. Apoi în wrap pun puțin sos dulce acrișor, pun salată, roșii, ciuperci și pieptul de pui, apoi îl rulez. Și aceasta este cina mea.